ca și tinerii și copiii să se roage. Noi cântăm o cântare care spune nici tăticul, nici mămica, ci chiar eu, Doamne. Eu trebuie să mă rog. Vă reamintesc, dragi copii, că ieri s-a produs o tragedie și eu vă spuneam azi dimineață, copiii care au ars într-un accident de autobuz, au ars vreo 15-14 copii acolo și lăudați-L și voi pe Domnul în seara aceasta că nu sunteți în aceeași situație și Domnul v-a păzit și v-a ocrotit. Psalmul 5, versetul 1. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele. Ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept, căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă Tine. Fraților, eu nu vreau să aduc o completare, cuvântul Domnului este complet. Dar și dacă auzi și dacă strigi la Domnul dimineața, și seara, și la amiază, așteaptă și Domnul îți va răspunde. Chemăm numele Domnului împreună cu dumneavoastră, avem o mare responsabilitate pe umerii noștri. Și o spun de fiecare dată, nu numai eu care predic sau frații care predic aici, și dumneatale și mie, Domnul mi-a dat porunca următoare, du-te în toată lumea și faceți ucenici, propovăduiți Evanghelia. Asta facem noi săptămâna aceasta, împreună cu frații care vor sluji aici. Și ne rugăm ca Domnul să miște inimile oamenilor care stau nepăsători, Domnul să le dea niște inimi de carne, împreună să putem, fraților, să slujim Domnului. Și când va veni ziua cea mare, vrem ca împreună să fim cu Domnul în slavă. Domnul să ne binecuvinteze. Pe genunchi venim înaintea Domnului și aducem lucrarea Domnului din această săptămână. La